23 de suporteri au fost sancționați după ce jandarmii au prins cu materiale pirotehnice înaintea meciului Dinamo Steaua. 17.000 de oameni au fost prezenți pe stadion, iar spectacolul pirotehnic nu a lipsit. Acțiunea jandarmilor nu i-a intimidat pe suporteri. La începutul reprizei secunde, când scorul era 0-0, ultrașii au aprins torțe, le-au aruncat pe stadion și au incendiat scaune. Vreme de 7 minute, meciul a fost întrerupt din cauza exploziilor și a fumului dens. Partida de pe Național Arena s-a încheiat cu 3-0 pentru Dinamo, după o zi încărcată pentru autoritățile capitalei. Pe drumul către stadion, jandarmii au găsit materiale pirotehnice asupra suporterilor, dar și bagaje abandonate pline cu artificii și petarde. Mai multe despre acest subiect ne spune purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitale, Alexandru Iacob, în direct alături de noi. Bună seara și mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat, în primul rând, înainte de meci? Înainte de debutul partidei, Jandarmeria Capitalei a adoptat un dispozitiv de jandarmi cu rol preventiv, pe care l-am și îndeplinit cu succes, motiv pentru care am gestionat rapid, punctual, un mic incident la poarta de acces în arena sportivă din dreptul bulevardului Basarabia, sens în care colegii mei au avut de-a face cu presiuni din partea grupului de suporteri oaspeți și a fost nevoie de intervenția noastră pentru a aplana situația. Spuneți mic incident, sunteți elegant. Măsurile pe care le-am luat cu ocazia... Pentru că... Vă rog să repetați. Ați spus mic incident și vă întreb dacă sunteți elegant în formulare, pentru că am văzut că au fost capturate și materiale pirotehnice, au fost date sancțiuni și întocmite dosare și pentru droguri. Am văzut și aceste torțe pe stadion. A fost o atmosferă destul de încărcată, să-i spunem așa. Da, a fost o atmosferă destul de încărcată. Nu sunt elegant când mă refer la un incident minor, pentru că asta a fost. Este vorba punctual de o situație la poarta de acces, unde grupul de suporteri oaspeți a exercitat presiune asupra cordonului de jandarmi. Colegii mei au intervenit prompt și au gestionat corespunzător situația. După care am avut aceste constatări și la finalul meciului avem următoarele cifre. Am avut 10 acte de sesizare a organelor de urmărire penală. De asemenea, am aplicat și 30 de sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de peste 11.000 de lei. Am aplicat sancțiuni complementare privind interzicerea accesului în arenele sportive pentru 17 persoane și am acordat organizatorului și firmei specializate de pază și protecție contractată de acesta sancțiuni contravenționale în valoare de peste 17.000 de lei. Am înțeles. Am văzut că au fost și sancțiuni pentru combaterea violenței. Au fost violențe deosebite înainte de meci sau e vorba de cele din timpul meciului? Ne puteți explica? Situațiile punctuale au apărut, situații privind încălcarea cadrului legal în vigoare au apărut și înainte de debutul partidei și pe timpul disputării acesteia. Însă colegii mei au fost prezenți și vigilenți, motiv pentru care am minimizat tulburările ordinii publice. Ce este foarte important de menționat este că în continuare facem verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. Acestea sunt rezultatele pe care le-am discutat la finalul partidei, însă în continuare colegii mei vor efectua verificări și vor stabili gradul de vinovăție al altor persoane. Am văzut că au fost sancționați 10 de suporteri și am văzut și imaginile, vedem și în acest moment imaginile cu torțele de pe stadion, fumul dens, zecile de torțe care sunt aruncate înspre stadion și înspre scaunele galeriei adverse, spre scaunele dinamoviștilor și vreau să vă întreb cât de periculoase sunt aceste situații, pentru că până la urmă vorbim despre foc într-un spațiu în care sunt, cum au fost în seara aceasta, 17.000 de oameni.
Ceea ce noi mereu reamintim prin comunicarea noastră instituțională este faptul că aceste materiale pirotehnice reprezintă un pericol în primul rând pentru cei care le utilizează și pentru ceilalți spectatori care asistă la meciul de fotbal. Nu este vorba doar despre încălcarea cadrului legal, de încălcarea regimului penal, ci și despre un real pericol pentru cei care folosesc aceste materiale pirotehnice. Avem copii pe stadioane, avem persoane vulnerabile și trebuie să evităm folosirea materialelor pirotehnice. A fost vreo persoană vătămată în această seară? În această seară, din informațiile pe care le am acum în dinamică, nu există nicio persoană vătămată, lucru care nu poate decât să ne bucure, dar în continuare privim cu îngrijorare la situația folosirii materialelor pirotehnice la competițiile sportive. Bun, pe de altă parte, am văzut și că ați intervenit și dumneavoastră rapid, jandarmii, au intervenit rapid și pompierii pentru a stinge focul. A fost stins repede, însă tot a fost întreruptă partida pentru 7 minute, pentru că a fost foarte greu să fie liniștiți suporterii echipei Steaua. Vreau să vă întreb ce se poate face în asemenea situații. Cum poate fi ținută o asemenea situație sub control? Așa cum putem observa, este vorba de prezența activă a autorităților, iar totul este în beneficiul spectatorilor, pentru că toate măsurile pe care le luăm sunt exclusiv pentru siguranța tuturor participanților la un meci de fotbal.